cel și am zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat numele. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum am cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, că ți-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a perit afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pentru ca ei să aibă bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. După cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însă mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți. Prin adevăr. Și mă rog
lumii. Neprihănitule, tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut.